cuvântul. De ce v-ați supărat? Nu sunt supărat pe el. De plec de acolo la realitatea. Bă, mă scoată pe mine într-o lumină proastă când sunt în scandal cu Cinciucă, cu ăsta, cu Mureșan și cu Pascani. Pe mine, mă, tu. Dar puteți să fii și subiectiv. Nu uitați, întotdeauna când sunteți implicat undeva, de multe ori vi se și pare. Și asta dar dai de mai multe ori, ostentativ, astea, secvențe cu Mureșan, cum ești după aia, cum sări eu la Palat scaune. Eu am vrut să fac o glumă, fiind 50 de jurnaliști, am sărit acele scaune de la mine de la Palat, ca să fac o glumă, adică chestia de asta, de spirit. Dar alea dau bine, pentru că nu le folosesc cu reintenție. M-ați înțeles? Le dau să-mi toate. Atunci, bine, n-am treabă cu el, că nu mă interesează ce să am eu cuvântul la... Ce să-mi treabă să am cuvântul? Ce, la ce mă pot concura cu el? Nu știu. L-am la ceva. Eu sunt la cer și la pământ. Și el judecă cu lucrurile bune. El e bun. Hai să vă citesc un mesaj, o să vă placă. Mă numesc Viorica, nu vă spun tot numele, locuiesc în Florida. Atenție, Florica, Viorica, locuiesc în Florida, Statele Unite, sunt o veche prietenă a domnului Becali. Nu l-am mai întâlnit de 35 de ani, deci ne urmărește acum în direct, vă spun, televiziunea asta este o minune. Deci ne vedem în toată lumea în direct, America și Canada și nu mai știu ce alte... Deci de 35 de ani. Vă rog să-i dați numărul meu de telefon domnului Becali, vă mulțumesc anticipat, cu stimă, Viorica Talpan. Vă spune ceva? Bine, s-o fi măritat și s-o fi schimbat. De 35 de ani, vă dați seama. Ia sunați-o care în mobil aici. Sunați-o ca la surpriză de surpriză. Dom'le, de 35 de ani nu v-am întâlnit, vă dați seama. Câți ani aveți? 50? Aveți 50? 50. Deci, 50, mulți înainte. Deci 35 de 15 ani. 15 ani, deci vă știa de copil. La 15 ani. De unde să vă țin minte, domnul Morau? Dacă o văd sau probabil să spună niște evenimente. Da, ce da, interesant. Tare, din copilărie, probabil mi-aduc aminte. Dar așa, de unde să, cum să mi-aduc aminte? Interesant. Eu pe mine mă recunosc. Și de ce mă recunosc? Pentru că eu fizic nu m-am transformat mult. Adică eu n-am îmbătrânit mult. Deci eu am viață și am inimă de leu. Și când ai inimă de leu, nu îmbătrânești. E, lăsați că dacă vă lăsați barba ca a mea, o aveți și acolo. S-a cam albit. Inimă de leu, eu nu îmbătrânesc. Inimă de leu, dar albim cu toții. Stați liniștit. Asta este. Cu PSD-ul cum e, cu Adrian Năstase? Uite, Adrian Năstase parcă a întinerit. A fost la o emisiune de la o distanță mare de timp. Țin minte când, n-a fost mulți ani, azi era supărat pe mine, pentru critici, pentru că e greu să accepți că poți fi criticat. Și a venit după 2-3 ani, nu știu cât. Arăta tânăr, domnule. Asta nu pot să înțeleg eu, domnul Moralu. De exemplu, Diaconescu ăsta. Dom'le, dacă vrei să faci reformă în partid, domnule, Ponta, băiat deștept. Nu e un meu prieten, Ponta. Cine o stil și Ponta. Dom'le, dar e băiat deștept, îl văd. Eu, un politician care... Poți reforma clasa politică cu un om ca Ponta, cu un om ca ăla Diaconescu, ca Cristian Boreanu, cu un om ca Diaconescu ăsta, care ăsta-l văd breci politician. Și văd că nu sunt pe funcții. De ce? Pe cum reformezi clasa politică, tu PSD? De ce nu? Dacă Diaconescu ăsta are bărbăție, vezi? E băiat deștept, cu dragă. Era inima de meu, că dacă era de Cali, eu dacă știam eu și dacă aveam... Nu, dar eu mă rog de băie. Știința lui Diaconescu. Păi mă putea cineva învinge pe mine în PSD? Bă, te-am cu până în masă și spuneam, eu vreau să fiu președinte candidat. Dar Adrian Năstase poate a fost atât de puternic încât a câștigat el. Care puternic, domnule, în fața lui Diaconescu? Niciodată n-avea voie să fie. Niciodată. Diaconescu nici n-a concurat. Păi n-a concurat, de ce? N-are bărbăție. E căcăcios. Nu știu. N-are bărbăție! Eu ăsta cel mai deștept din tot Becali, hai să vă mai spun o dezvăluire din culise. Să dau o ipocrizie generală. Știți câți oameni în particular, mi-au spus mie de-a lungul anilor, în particular, că nu ne aude nimeni. Nu dau nimeni, nu-i frumos. Când spun, bă, Gigi ăsta, să știi că e băiat bun, bă, și le zice pe bune și zice uneori și multe chestii din culise, face și atâtea gesturi așa. Și după aia vezi la televizor aceiași oameni, când sunt întrebați, deci nici măcar nu trebuie să se bage în seamă. Sunt întrebați, la televizor nu dă bine să spună lucrurile astea. La televizor dă bine chiar să spui, e Becali acolo. Domnul Morano, astăzi am polemizat cu un moderator de televiziune, de la o televiziune, care a fost jurnalist și care eu îl consider un băiat deștept și un... Nu e nici corupt, adică un băiat care a fost echidistan și un băiat care cunoaște bine și face o analiză politică extraordinară și curajos. Și am polemizat cu el, cred că 10 minute, un sfert de oră. Și chiar adică, într-un fel, era de partea mea și îmi era dreptate
Dar deși în anumite emisiuni m-a criticat, m-a ironizat. Să zic că și eu vă critic, deci nu n-ați înțeles, deci de criticat suntem obligați să criticăm. Mă critici lucrurile rele care le fac, dar să mă și lauzi pentru lucrurile bune. Ironic, domnul Mura, pe mine poți să mă critici. Dar și ironic, domnule, de ce să... Cum să-l ironizez pe becanii? Păi sunt prea puternic, ironic, n-ai cum. Aici vă contrazic, poți ironiza pe oricine. Haideți că avem surprize. Da. Președinți de lume sunt. Bush a fost ironizat în toate felurile. N-ai cum, eu nu sunt Bush. N-ați văzut președintele Franței ce l-au ironizat francezii cu pixul ăla? S-au uitat la pixul ăla, tararara, și l-au ironizat foarte bine. Ne distrăm și noi, poporul. Da, astea-s glume, ironiile sau ceva. Luăm un telefon, să înțeleg, da? Din Florida, Statele Unite, doamna Viorica Talpan, da? Nu mai spune numele. Din Florida, Statele Unite, Viorica Talpan, da? Da. Aoleu, ce întârziere e în America! Da! Dați-i televizorul mai încet, vă rog! Da, televizorul este dat mai încet, dar n-aș fi vrut să repetați numele meu de atâtea ori. Da, doamna Viorica, spuneți-mi, îl cunoașteți pe Gigi Becali? Nu l-ați mai văzut de 35 de ani? Ei, l-am mai văzut în acești 35 de ani, dar de atunci ne-am cunoscut. Și cum îl știați? Că avea 15 ani. Nu, avea... Nu chiar 15, cred că mai mult. Poate nu sunt 35, poate sunt 32. Am înțeles. Dar ne cunoaștem bine și... Nu știu cum să-i reamintesc dânsului. Mă și aud de o țară și mă cunoaște atâta lume. Adică stați un pic, că eu... L-am cunoscut pe Gigi. Eu mă prind repede. A fost o poveste de dragoste? A fost, da. Eu vreau să-l întreb ceva pe Gigi. Cine a fost Anton? A fost unchiul lui? Cine? A fost unchiul lui sau? Dar cine, Anton? Anton, da. Da. Nu-i cunosc pe Anton. Da, nu știe. Deci a fost întâlnire. Ați recunoscut-o de o Becali pe doamna? Antonie era un prieten de-a lui, stătea undeva în Băneasa, într-o casă mică, albă, cu o fântână în curte, cu... Era în Pipera, în... Dar de ce, doamnă, de ce ați sunat? De ce ne-ați căutat? Care a fost ideea? De ce... Nu am sunat pentru emisiunea noastră, am sunat noi pentru Gigi, vreau să-i dați telefonul și să mă sună el. Și atunci eu am să-i spun cine sunt. Am înțeles. Bine, vă mulțumim mult. Mă rog de suflet să ia telefon, să-i dați telefonul meu și poate își face timp 5 minute și... Am înțeles. Se vede... Mulțumesc mult. Vă uitați în direct la Nașul, da. De cât timp vă uitați de la mult, Nașul? De mult, eu vă urmăresc de mult. Îmi place emisiunea. Da, dar de când prindeți în America? De când prindeți în America în direct, în Florida? Păi și acum nu-i căsătorită. Prindem de vreo 3 ani. 3 ani. Și doamna nu-i căsătorită. Înainte ne dădea numai reluarea, dar acum... Am înțeles. Dumneavoastră sunteți căsătorită? Vă întreabă domnul Becali. Sunteți căsătorită? Nu, mi-a murit soțul. Oh, ne pare rău. Aveți copii, nu? Da. Dar aveți copii? Nu, n-am copii. Nu. Nu vreau, nu are niciun copil cu mine. Zicea doar că nu aveți niciun copil cu doamna. Nu, asta vreau să-i spun. Da, să știți că în momentul când am început să vorbim, l-am văzut, s-a blocat domnul Becali. Nu. Bine, vă dau numărul domnul Becali. Vă mulțumim pentru telefon, urmăriți Nașul, că să știți că suntem mereu surprinzători. Vă mulțumesc. Cine știe cât va iubi doamna domnul Becali? Sau invers? Domnul Mărău, acum ce vreți să fac ca unii ca să mă dau mare cât de multe amante am avut la viața mea sau asta? Iubite. Atunci, sau iubite, cele. Atunci când a fost și ce am vorbit eu atunci, a vrut să, ce am spus când am discutat, când a fost treaba, am făcut o chestie ca să... Da, o vei suna pe doamna? Nu o voi suna pentru că n-are rost, pentru ce să o suna? Păi sunați-o, ce din curiozitate. A fost.